este un spațiu utopic care conservă dimensiunea sacră a existenței. Angelitatea și umanitatea sunt așadar niște calități dobândite. Ele sunt plasate în orizontul creației originare, iar ele participă la, prin intervenția Harului Divin, la această creație, printr-o creație secundă. Această creație secundă înseamnă o modelare liberă de sine pentru a ajunge la modelul de umanitate, modelul originar de care perechea primă s-a distanțat uitând această, acest model. Pentru că așa cum arată Andrei Pleșu în despre îngeri, teologia consideră că statutul creatural este o existență pe jumătate. Existența în universul creației înseamnă o existență într-o perfecțiune, iar pentru a accede la această perfecțiune, omul trebuie să urmeze calea sfințeniei. Asta este miza întregii existențe. Iar această cale este o cale paradoxală, pentru că creșterea pe acest drum implică împuținarea în ordinea materialității. Problematica gravă a acestei expoziții nu este însă subordonată unei viziuni tragice, pentru că viziunea artistică a lui Șoptelea nu este fisurată de îndoială. Ea este edificată pe certitudinea artistului în sensul lumii, în destinul omului. Prin urmare, chiar decăzută sau amenințată de decădere, lumea pe care o zugrăvește aici nu este ruptă sau părăsită de sacru ca în Îngerul cu o carte în mâini de Nichita Stănescu sau ca în Al meu suflet psihe. În ciuda libertății de forme, nu vedem haosul, da? Pentru că Liviu Șoptelea reinterpretează stilul iconografic, iar corporalitatea pe care o descrie aici este reprezentată cu o simplitate primitivă, capabilă să exprime de fapt ideea deopotrivă a spiritualității originare, a creației și a căii pe care trebuie să le să o urmeze omul și îngerul său. Desigur, discursul este insolitat prin numeroase procedee, deformarea perspectivelor, a scării de reprezentare, iar sau cel mai important, prin sintaxa elementelor. Corpurile pe care le zugrăvește Liviu Șoptelea adesea se desfac și se recompun într-o manieră spectaculoasă, urmând o poetică a imprevizibilității, care de fapt subminează codul estetic de referință, cel iconografic.
caracterul excentric al reprezentării vine, își are izvorul sau este produsul unei sensibilități dezlănțuite care intensifică de fapt reprezentarea. Conținutul reflexiv și problematizant al acestei expoziții este contrabalansat de stilul fantezist pe care îl adoptă și prin urmare melancolia fundamentală este o melancolie euforică, o melancolie care vădește, de fapt, încrederea în destinul omului, în sensul lumii, în dăinuirea valorilor care au fundamentat-o. Deși reprezentarea este extrem de liberă, cu toate acestea, viziunea nu glisează către un vizionarism de tip mistic sau halucinatoriu ca în unele poeme cu îngeri ale lui Ion Mureșan. De fapt, această melancolie euforică exprimă atașamentul artistului pentru realitate, iar același atașament îl exprimă însăși organizarea acestei expoziții ca picto-instalație, pentru că această picto-instalație, dincolo de gustul baroc, vădește o vocație, o deschidere arhitectonică a pictorului care naturalizează universul spiritual, leagă discursul său de lumea concretă, materială, conferind în același timp realității valoarea artei sale. În același timp, ea provoacă receptorul să intre în spațiul artistic și să îl contemple pentru ca apoi să își construiască propria poveste despre relația dintre om și înger. Eu îl felicit pe Liviu Șoptelea, îi doresc o viață lungă și rodnică și îi mulțumesc că m-a invitat astăzi să-i fiu alături de el, pentru că noi ne-am cunoscut recent, în 2014, când i-am vernisat expoziția de la Universitate. Vă mulțumesc pentru atenție!